Circa 100 de unioniști care au pornit în urmă cu câteva săptămâni în marșul centenarului au fost blocați la granița cu Republica Moldova. Inițial, unioniștii au încercat să intre în Republica Moldova prin punctul de frontieră ungheni, unde deși vamii și românii au lăsat să treacă, cei din Republica Moldova i-au oprit și le-au transmis că doar 3 dintre ei vor putea duce flacăra Unirii în Chișinău. Revoltați, susținătorii Unirii s-au deplasat spre Vama Albița Leușteni în speranța că vor putea intra pe acolo în Republica Moldova. Tot așteptăm aici până trecem granița nedreaptă pe jos. Doar că și acolo s-au lovit de același refuz din partea vameșilor, așa că unioniștii au înoptat la graniță în așteptarea unei decizii din partea Guvernului Republicii Moldova. Republica Moldova nu-și primește proprii cetățeni nici măcar la întâlnire pe pod. Au spus clar că vameșii din Republica din România să le dea copii de pe actele noastre, ca ei să facă verificări și dacă se va descoperi că noi suntem și cetățeni ai Republicii Moldova, nu ne permit și nu permit nici unui cetățean al Republicii Moldova să vină aici. Între timp, reprezentanții vamale ai Republicii Moldova au declarat că nu îi pot lăsa pe unioniști în țară pentru că au probleme cu sistemul informatic. În legătură cu apariția unor probleme tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră, în mai multe puncte de trecere pentru anumite intervale de timp se pierde legătura cu baza de date centrală, astfel că înregistrarea călătorilor și mijloacelor de transport se desfășoară cu dificultate, iar acest fapt va condiționa creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei de stat. În prezent, o echipă de tehnicieni a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră lucrează la remedierea problemei. Rugăm călătorii să prezinte înțelegere și răbdare la situația creată. Venim cu precizarea că deficiențele la sistem au fost semnalate încă de săptămâna trecută. Motivul ar fi numărul masiv de călători înregistrați în ultima perioadă. Au declarat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova. De atunci a trecut o zi și o noapte, iar unioniștii au rămas în corturi la granița României cu Republica Moldova. Cei aproximativ 100 de unioniști intenționează să ajungă în 1 septembrie în Chișinău, unde să serbeze centenarul și să-și arate susținerea pentru unire. Aceștia au pornit la începutul lunii iulie din Alba Iulia și au străbătut întreaga țară în ceea ce ei numesc Marșul Centenarului.